ce ar fi dacă 24 de ore voi mânca doar ceea ce voi vedea în story-uri de pe Instagram? Am văzut, m-am dus și am cumpărat. Doamne ferește. Îți place, vă rog, un cappuccino? Toată ziua depinde de oamenii care mănâncă în story. Băi, dar ce-i asta? Este un pachet de chipsuri la dânșii? Și asta e. De la mai că nu mai pot ai. Doamne, nu-mi vine, cred că eu am mâncat asta. Prieteni, salutare la toți. Astăzi, în acest video, 24 de ore, eu azi mănânc tot ce am să văd aici în stories la oameni care eu urmăresc. Eu nu știu ce o să fie, ce o să apară. Pentru că produsele care o să apară, trebuie să le iau. N-am voie să aleg sau așa mai departe. Am văzut, m-am dus și am cumpărat. Și toată ziua, azi mănânc doar asta. Eu sper că o să iasă ceva foarte interesant. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi începem. Deci primul stories la noi din câte văd este aici la o domnișoară și ține o cafea în mână. Noi trebuie să luăm o cafea. Noi suntem aici în apropiere de Bonjour Cafe și cred că o să începem de acolo și o să luăm. Pentru noi nu contează, adică de unde, noi trebuie și anume produs. De exemplu, e cafea, nu contează că e Bonjour, că e McDonald's, că e nu știu ce produs sau și pahar arată pe dânsul. Așa că noi încercăm și-am luat și dăm bătaie. Dumnezeu, spate vă rog un cappuccino. Cardo, sachet, domnule, cappuccino nostru, băi, de domnul ferește, de frică, să ne încălzim pe culeac, dacă cafeaua și bucalda. În partea și trebuie să luăm comandă, când ați fi gata, dar noi să luăm de aici. Mersi mult, ia uitați, băi, cafeaua noastră cum arată și cu frunzuliță, așa deasupra. Azi e altceva. Tu înțelegi că eu depind toată ziua, depind de oamenii care mănâncă în stories. Mâncarea mea de azi depinde de dânșii. Dar de obicei știi care e chestia? Că mulți postează mâncare ceva mai fancy, adică care arată ceva mai interesant. Nu pune cineva care nu știu, mâncavă niște fasole, niște hrișcă ceva, dar pune anume mâncare care arată bine. Eu spun, experiența mea de obicei văd multe sushi. Sunt sigur că și noi azi tot o să vedem sushi, dar nu știu cum o să fie, poate și azi lumea nu mănâncă sushi, n-am idei. Mai avem o leacă de cafea aici. Următorul stories care eu văd aici la noi este la Leodora, este un pachet de chipsuri la dânșii. Băi, noi trebuia să încercăm să luăm un pachet de steana, pentru că odată și am dat slui, trebuie să încercăm să luăm produs care îl vedem. Așa că încercăm în market, eu cred că noi acolo să-l găsim, nu știu numărul 1 dacă noi să-l găsim, așa că încercăm chiar acum. Băi băieți, eu nu văd Leodor la numărul 1. Serios, nu este Leodor în cazul dat, nu știu, noi să luăm cred niște alți chipsuri. Important și băi, adică nu mi-am produs chipsuri, ca. Să luăm de la Lay's, cred că, și să-i dăm bătaie. Pachetul nostru chipsuri. Uite, vezi, m-am spart frumușel. Băi, chestia că acolo cu Leodor nu era, eu am vrut tare să încerc la Leodor. La noi de care este, n-aveți să mă duc în alt magazin pentru un pachet de la nu știu care brand. Paprika este asta. Uite cum arată așa. Băi, cât de roșu sunt de pițani. N-am mâncat așa chipsuri, nu știu că. Băi, afară atât de fric. Îngheață așa mâinile. Nici mai vrei să mănânci. Noi mai luăm câteva chipsuri, băi, eu nu mai pot să rezist în frigul ăsta. Mai vrei, serios, îți spun. Ultimul chip și dăm bătaie la următorul stories, ne-i chiar interesant ce o să fie și acolo. Următorul stories este de gât de văd, ține în mână, văd că popcorn asta, care zuși la batră și căldărușa și aia de popcorn. Noi să luăm un pachet simplu, pentru noi contează anume produs să fie. Noi suntem și să luăm popcorn, un pachet care să fie de magazin. Noi trebuie să luăm aici popcorn, dar fata mânca popcorn, noi să luăm simplu, nu știu, cred că un popcorn obișnuit, că este și aia cu sare. Și o să luăm și să dăm bătaie să-l mâncăm. Trebuie să uitați, popcornul ăsta, da, s-a buhnet, a zboară. Hai că e spărie de am. Aici la noi e cu sare. Băi, la popcorn ce mai gine să iei ceva cu sare. Popcornul cu sare poți să mănânci mult și vine. De obicei eu prefer să iau popcornul. Adică grăunțele să fie și eu la care să-l fac singur acasă în microunde. Iese mult mai mult decât ce ieși ai tu și în pachet. Sau la tegaie deja poți să alegi să-l faci acasă. Băi, dacă acolo în soare să duci eu, nu știu, la 4 la un film. Popcorn la cald mănânci. Trebuie să am mai afară să mănânc popcorn, pachetul ăsta. Pentru că așa e că depinde de oameni din soare și mănâncă. Trebuie să mâncăm și asta și noi. Eu n-aș spune că ceva niște produs complicat până când care noi am dat, așa random. O să vedem în continuare. Poate și ceva și mâncare scump, eu n-am idei. Cum și-am zis, pe stories acolo pune mâncarea care și e frumoasă și e urât cam nu prea. Sau asta care cumpărat la pachet ceva de la magazin. Băi, deși e mult popcorn, eu nici jumate n-am mâncat deși. Înțeles că și-e tare mult. Băi, vedeam, m-am suturat popcornul ăsta, eu de-am nu mai pot. Văd așa, mi-a apărut în stories recomandare la Vicky Bowl. Deși sunt niște bowl-uri cu fructe sănătoase, nu știu, eu cândva ceva am mâncat așa ceva din cât țin minte. Dacă am văzut stories ăsta, trebuie să mănânc și aici am văzut. Noi încem acolo și să vedem, o să dăm comandă. Uitați-vă câte bowl-uri, câte feluri și de tot vezi, bowl-uri diferite. Știu, chestia care tu vezi, singura că eu ne-am deja ne-am ales. Dacă e mediu, mare, înțelegem și vrei să consumi fiecare produs acolo tu la dauri. Și tu la frumușel, ne pus aici la băieți și băieți în câteva minute, o să dai bătaie. Câte minute o să fie? Eu aici am ales, nu știu, pui cu brânză bulgărească, se potrivește? Mieri, super. Hai, dar noi așteptăm și să-i dăm bătaie, să mâncăm bolul nostru. Ca să facem noi atmosfera așa la maxim, luăm noi o ghirleandă de asta, nu știu cum se merge mai exact. Ne așezăm pe scrânciul nostru. Unde mi-ai văzut așa ceva? E scrânciul în local. Păi mă sunt copil aici. Am ușa să mâncăm ceva gustos aici, aici e ingenie. Am întrebat, nu știu, bucătar sau cine era persoana de acolo. A spus că am făcut o lege cât de cât e bună. Din cât te văd eu, adică e destul de normal atmosfera, aici e diferite culori. Chestia care că e ca în Hawaii, adică pe asta e pun accentul. Mâncarea, cum e amenajat, voi vedeți și asteana de aici de pe mine. Scrâncebă este ca cum pe plaște, că te e acolo pe scrâncebă este. E tare fain aici. Uite câte poze la toți clienții care vin și fac poze. Adică pe Instagram, dacă faci o poză, e automat Wikibolt, ești lipește aici. Că tu ai fost aici, ai lăsat urma ta. Eu știu mai repede să mâncăm, nu te
mi-am mâncat, Doamne ferește, că smărim noi atmosfera, al nu atât și e. De nu știu cum ați putut să mănânc. Aici. Altceva. Bolul nostru aici cum arată, noi și-am pus și șapă, și castraveți, și roșii, și porumb, și cărniță, și brânză aici din petizor. Eu n-am răbdare ca noi să creștem, să vedem bătaie. Pentru că noi până mâine am cam ca normal, am mâncat popcorn acolo, chipsuri ceva. Și baza el are aici niște orez. Ia să vedem. A nimerit sosul, e tare bun. Ia și brânza noastră. Bolul este ăla, e tare bun. A nimerit în produs. Pentru că dacă poți spune niște ingrediente care nu se potrivește, poate să pare că nu-ți place, nu e bun sau ceva de genul. Asta e bolul, spune că e mare. Văd că și sos de maioneză și ai pus ca și bucăt de cât gustos. Și el e răși, el nu vine cald. Eu cred că dintr-un bol de seana tot satul precis. Uite, vin și roșii, cerem. Chiar e tare bun bolul de seana care l-am luat eu mâine. Deci trebuie și tare atent combinațiile de produs. Că dacă îți pui carne, îi pui cu niște portocale sau ceva mango, cam nu prea se iasă. Lângă asta și la Vicky Bol, au așa, nu știu, o promoție, nu știu ce, dar un fel din concurs, ca să înțelegi. Este un record, de exemplu, persoana a mâncat bolul în ceva timp. Și dacă depășești timpul lui, adică, de exemplu, nu știu, era 3 minute și ceva, dacă mănânci mai devreme 3 minute, bolul ăsta, pur și simplu, el e gratis sau mănânci gratis. Înțelegi asta? E cât de interesant. Băieții precis asta nici nu vorbesc, că îi mănânc tare repede și mult, deși eu trebuie să vii și să încerci. Băi, băieții, eu sunt șocat de sosul ăsta, cum e făcută și combinația. Îți fac așa un bol acasă. Parcă sosul nu e greu. Eu cred că tot mai genia să primească dacă vii și ce să mănânci. Cum ne faci tot, dar eu cred că nazează așa de mult cum îl fac aici. La fiecare client care a fost intrat aici, la urmă dă așa o lentă, scrie, nu știu, toate dedicații, numele tău și vrei acolo, după care afară local, chiar tu o lipiești acolo și stă lenta ta atârnată, care tu ai scris acolo pe dânsă, nu știu, cuvintele tale, chei și vrei așa scrii. Asta e tare interesant, eu chiar la urmă să fac așa și să arăt, e chiar interesant. În storiesul următoare noi așa să avem și mâncare. Deci băieți, noi așa ne-au dat o panglică, niște cartonaș, așa scrii deja, nu știu, numele tău și vrei așa, dedicație muzicală. Ia uitați, noi așa am scris aici, Daniel Rachier, YouTube 1 milion de abonați. Când să ajung la cifra asta, să ne aduc aminte că am scris chestia asta. Eu sper mult, cu Doamne ajută să ajung. O să-l capsem aici frumos, ia ca așa, cu Doamne ajută la 1 milion de abonați. Băi, la noi următorul stories aici. Băi, de ce e asta? Asta e banc, e conservă sau și... Băi, asta e mâncare pentru câini, dă-l-o, măi. Noi sunt niciun salon de magazin, eu sunt rus, eu nu știu cum ia și bă, mai întâi îți văd cum arată eu. Dar prima să văd dacă am spus sau gust, noi trebuie asta să o facem, eu dacă am spus că mâncăm și ieșeți în stories, trebuie să-i dăm bătaie. Treaba nu e băncuță de ce să fie, nu știu, uite, băi, de asta e, nu știu ce am și limbă scrie, noi trebuie pe asta să o luăm, cu 25 de lei costă aici. Asta în fel ca conserva vin, trebuie să o desfaci, eu sper că e și vă bun, eu să pot măcar să bag careva, nu știu, linguri în gură. Eu nu m-am așteptat că eu azi mănânc mâncare pentru câine, de-ală, măi. La noi asta arată fix în pix ca în stories care noi l-am văzut. Uite, a ieșit ulei deodată, băi. Băi, și asta e. Băi, și asta e. Scoate-mă o bucățică. Doamne ajute, sori să steana, mă ușii de pe mine azi. Mă ușii de pe mine azi. Ai, băi. Ai cu purei. Dă-l, măi, că nu mai pot, ai. Jochi ne lăcrimează, băi. Doamne ferește. Mai încercăm o bucată? Ia-mi vin cu așa. Doamne ferește. Mai vrei? Mănâncă, mănâncă, băiat. Cum poate să placă mâncarea asta? Eu nu știu. Eu mănânc cum mănânc eu kebab, băi. Cât de poftișor. Și ce mai fericit. Nu te teme, băiețele. Știi cum e la gust? Parcă ceva cu gust de pește. Ceva asemănător. Parcă are niște osșoare mititele. El e flămân. Ia uite cum mănânc, uite cum mănâncă, băi. Doamne, nu-mi vine, cred că eu am mâncat asta. El după cum mănânc, parcă așa e de bun. Eu când am mâncat, nu era chiar așa. Parcă mă simt că eu mănânc ceva carne și au venit după mine repede. Eu nu am cuvinte. La mine șamoi s-au prins carne între dinți. Cât de strană asta nu sună. Noi ne uităm la următorul. Următorul stories. Din câte văd aici la Table 9, mănânc o pizza. Așa că noi trebuia să începem la Table 9 și să mâncăm o pizza în cazul dat. Băi, să nu ne aflăm acum la Table 9, deja am dat comandă, i-am spus că ne aduc cea mai bună pizza pe care o are. Și-a spus că în câteva minute o să fie gata și o să-i dăm bătaie, pentru că noi asta am văzut în stories. Noi nu mi-am luat să fie pizza, așa, nu mi-a să fie din localul dat. Eu presupun că o să fie pizza care eu n-am mai gustat-o, pentru că mi-a spus că americanul, adică ceva interesant o să fie. Eu sunt o leac, parcă mă doare burta după ce am mâncat carne și mâncare și pentru câine, serios, parcă am ceva neclarități la mine în stomac, dacă așa pot spune. Băi, noi și ne-am dus o limonadă. Băi, dar uite cum arată aici cu pomușoare, tu vezi că e interesant cu mintă? Ia uitați voi la noi cum arată americanul ăsta. Doamne ferește, eu n-am mai văzut așa pizza, băi. Ia uite. Vreau să iau chiar și cu salam, dar nu știu dacă sprânească. Doamne Dumnezeule, băi, cât e de bun e. Băi, dacă nu s-a nimerit azi prin storiesurile noastre mâncare de tot felul, dacă am avut și mâncare de câine asta de amă, e și din comun. Direct că am mai avut niște mâncare de papagal acolo. S-a fost abonat la grădina zoologică, poate ne apare și mâncare acolo. De uleacă vine iute ca peperoni. Ia uite. Băi, uitați numai așa cât împlutură deasupra și șuncă și roșie și un fel de brânză și ciperci. Și sătul e cum bag în gură, chiar dacă nu știu, a luat poate nu e așa de gros, dar împlutura deasupra face și totul. Dacă n-aveți dau istorie, n-aveți dau de așa pizza gustoasă, eu serios spun, asta e una din cele mai bune pizze care le-am mâncat eu.
sigur, da. Prieteni, sper v-a plăcut vouă acest video, a fost chiar destul de interesant și pentru mine. Voi dacă aveți careva idee, pară scrieți asta în comentarii. Noi le facem și o să dăm bătaie. Fiecare idee eu analizez. Asta iarăși este și una din ideile voastre care noi am făcut asta. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi ne vedem în video următor.